Probabil că știți ce s-a întâmplat în ultimele zile în lumea wrestlingului, așadar hai să discutăm despre venirea lui Punk în WWE. N-am mai făcut de mult video despre WWE, doar despre AEW, dar tot o să menționez AEW și acum, pentru că am niște lucruri de spus, niște critici și niște bombe cu ceas de aruncat sau poate chiar nucleare. În primul rând știți, la Survivor Series, fix la final, după ce câteva luni de zile sau săptămâni, hai să nu exagerez, ne-au tot fost arătate chestii așa mici, indicii cum că ar veni punk, dar în același timp mulți reporteri despre wrestling au zis nu vine punk, pentru că Triple H a ținut secret chestia asta cu semnarea contractului cu punk, adică și că inclusiv contractul l-au semnat atunci, în sâmbătă când a fost Survivor Series-ul. Și de știut știa doar în afară de el, de Triple H și Punk, da? Mai știa doar Nick Khan, parcă și Stephanie. Și au mai aflat wrestlerii din ultimul meci de la Survivor Series. Înainte să înceapă meciul. Și da, de asta a putut să fie ținut secret, inclusiv a apărut logo-ul ăla că s-a terminat show-ul, dar eu vă zusem la ceas, eram pe Discord cu băieții. Stați pe serverul meu de Discord, dacă vreți, alăturați-vă. Când mai e pay-per-view ceva, sau mă rog, eveniment important în wrestling, avem un, un room pregătit pentru așa ceva. Se cheamă buvlițe Wrestling Night și da, acolo iese circ mereu când ne uităm la wrestling. De multe ori uităm că e spectacol de wrestling și facem circ pe alte subiecte. Dar revenind... Eu văzusem că a apărut logo ăla că se termină show-ul, dar mai erau câteva 10-15 minute până la oră fixă. Era vreo 5.45 și urma să se facă 6 dimineața sau 6.45 și urma să se facă 7, adică mai era până la fix și m-am gândit, bă se termină așa de vreme, n-are cum. Și fix la final, deja ziceau câțiva pe Discord, gata mă, nu mai vine, se termină acum spectacolul. Am zis, bă, totuși îl termină așa de vreme? Conferința aia ține mai mult de 15, te zici că începe insta conferința. Bum, cult of personality. Publicul din Chicago, bineînțeles, extaziat. Doar că au fost niște reacții ciudate. McIntyre care a fugit instant cu satiunea meciul, a fugit în culise și ține așa cu mână de ochi. Acum nu știu care-i treaba. Urmează să vedem ce se mai raportează. E din cauza lui Punk? E caracterul său că a pierdut meciul? Nu știu. Și după aia Rollins, care în realitate chiar îl detestă pe Punk, adică într-un interviu undeva la un eveniment pentru lansarea jocului 2K2, WWE 2K23, a zis de Punk, Fe-te, Phil, you fucking cancer, dispar dracu să nu te văd, pleacă pentru totdeauna, papa papa, cancerule. Adică, dacă cum să spun, și cu atitudine de, bă dacă te mai văd pe aici, scuip în gură, așa a avut atitudinea și după aia când a fost apariția lui Punk la Survivor Series Punk -a ăsta Rollins chiar a părut nervos adică, păi ce trecu îi puciște culo, ok uh, da vedeam LED-ul ăsta roșu dar se vede doar pe filmare e normal când mă la el gândă. mă rog, deci Rollins ați văzut ce urât a făcut a arătat degete mijlocii și striga fuck you, fuck you eu mă gândesc că o să se profite de faptul că mulți din culise îl detestă pe Punk, nu doar în AEW, ci și în WWE are destui oameni care nu-l suportă. O să se profite pe chestia asta ca să facă probabil niște meciuri. Nici românul nu îl pe Punk, dar și Roman și Rollins au mai zis în niște podcasturi că sunt dispuși să colaboreze în caz de orice, până la urmă. Și asta este și sloganul sau motoul lui Triple H. Ce e mai bun, fac, fac ce e mai bun pentru afacere. What's the best for business. Și cam asta este adevărul. Acum, legat de unii care o să zic, domne, că EW intră în faliment, că și-au pierdut uh, star power-ul, și-au pierdut cel mai mare nume, uh, cel mai mare nume nu-i cel mai mare, dar era printre cele mai mari nume. Cel mai bun wrestler din nume categoric nu mai este. În 2012-2011, da, era wrestlerul anului, era încă tânăr, era super bun. Acum, după, adică s-a văzut și după revenirea lui în AEW în 2021 că nu mai e același CM Punk. La microfon, super bun, faci treabă cu el. Caracterul merge, dar se accidenta destul de ușor. Deși de la revenirea de la Collision de acum vreo 6-7 luni, când a apărut Collision-ul, nu s-a mai accidentat Punk și n-a mai făcut nici la fel de multe bociuri. Ceea ce este bine, la Olin n-a făcut niciun boci. Chiar a ieșit super bine meciul de la Olin cu Samoa Joe. Dar părerea mea este că Punk nu mai este ce a fost. Putem să fim de acord cu asta. În continuare, faci treabă cu el. Dar Punk acum ajunge în situația, mă rog, se apropie de situația în care a fost Undertaker, au fost Triple H și mulți alți wrestler care s-au retras recent. Punk se apropie de momentul cum au pățit DX-ul cu Brothers of Destruction, cu frații distruge, de au avut meciul la arabi și a fost un dezastru de meci. Adică, bă, până la un moment dat mergi. Hai să zici că atingi o vârstă, albești în cap, îți apar riduri, ești bătrân. Dar mai poți să tragi tu 2-3 ani. Dar dacă o lungești prea mult, o să iasă meciurile nașpa, adică o să se vadă cum obosești. De exemplu, Undertaker, care n-a mai putut să aibă meciuri lungi. Cum de a avut meciul din 2018 la WrestleMania 34 cu John Cena, nici măcar n-a fost un meci lung, a fost un squash meci. Adică și-au dat seama prorocătorii, bă, Undertaker nu mai poți facă meciuri lungi. Din păcate a avut meciuri lungi la arabi, care au fost dezastroase. La fel și Goldberg. Nu poți să-i dai lui Goldberg meciuri lungi. Este bătrân și obosește repede. Să sperăm că lui o să dea niște meciuri mai echilibrate. Din ce am văzut de la revenirea lui la Collision și a mai revenit așa. Nu mai era chiar la fel de fragil. Dar în niciun caz nu s-a refăcut la ăla din 2011 care era în vârful carierei sale. Sau cum era el în Ring of Honor când era tânăr și în putere. În niciun caz. Dar dacă au semnat pe 2, 3, 4 ani cu Punk, e suficient să aibă niște rivalități. Toată lumea, am văzut multe comentarii peste tot pe internet, lumea vrea, nu doar cu Rollins. Unii sunt îngrijorați dacă îi dă meci cu Rollins, că o să fie mult, multă tensiune între ei. Mai degrabă, mulți ar vrea să vadă cu LA Knight. Și sincer, ar fi cel mai sigur. Nu știu dacă LA Knight îl detestă pe Punk sau are boală pe el sau ceva. Rollins are mizare, adică au avut niște replici pe Twitter la un moment dat în care Punk i-a zis lui Miz, du-te și suge niște banii să gerați de la arabi când urma să fie eveniment la arabi sau uh, cine îl mai detestă. A, ah, în caz că nu știți, a mai fost un moment în care în direct la televizor Rollins i-a zis lui Punk, I fuck you, I fuck you right now. Asta de pe vremea shield -ului. Deci de pe atunci cred că existau Tensiuni. De unde a început totul, nu știu. Este C.M. Pang martiru? Bineînțeles că nu. Spune minciuni? Mm. Nu chiar. Este un ipocrit? O leacă. Pentru că el, în 2014, după ce a plecat din W, zicea: Nu mă mai întorc niciodată, niciodată, niciodată. Dar uite, niciodată să nu spun niciodată. Și în de-a lungul primului său an în AEW, multe promo-uri la microfon au fost legate de aici este wrestling-ul profesional. În 2005, când am părăsit Ring of Honor, am părăsit și wrestlingul profesional, iar acum am întors. E, acum, la discursul pe care l-au avut azi dimineață, în cazul României sau o seară la americani, la RO, a fost, n-a fost legat, chiar n-a atacat AEW, ceea ce îmi place. Deci n-a dat-o ipocrizie. Bine, ăsta, discursul oricum se vede că era cu scenariu. Dacă îți facem o diferență când un wrestler are discursuri în AEW și în WWE, în WWE e scenariu mai strict, așa. În AEW te lasă, am văzut că îi mai lasă să bage de la ei. O dovadă ar fi, de exemplu, când au avut rivalitate Suraya, adică Page, cu Britt Baker a avut o replică suraia, nu, nici lumea nici nu știe să-ți pronunțe numele, Sureia, Suraia Și de nicăieri Suraia sau Page, cum vreți voi să-i spuneți, aia care are filme porno peste tot, le găsiți pe site-uri, a zis, a da, numele tău cu shit, Brit shit. Da, așa de nicăieri, iată ea replica, a da, numele tău cu căcat, Brit shit. Și unii au rămas, bă, ce dracu. Deci da, mai bagă de la ei acolo. În schimb, fiind totul mai strict în WWE, chiar că poate că locul lui Punk este în WWE. Pentru că în momentul în care s-a văzut mai... Stați că am scăpat de Așa. În momentul în care s-a văzut mai liber așa ca pasărea, poate că prea multă libertate i s-a urcat la cap și a scăpat ca vaca în porumb. Da, am niște expresii foarte tâmpite, sunt de la țară, mă rog, am locuit la țară mult timp, nu mă judecați. Acum dacă este bine sau nu pentru WWE că este CM Punk acolo. Da, este bine. Aveau nevoie de CM Punk? Nu neapărat. Dar niște rating în plus nu strică. A, ah, și la finalul promoului său, Punk a zis, nu sunt aici să-mi fac prieteni, sunt aici să fac bani. Pentru că mă pregăteam să zic că zici o minciună. Tot el a avut promoul la primul episod de Collision cu Tell me when I'm telling lies. Spuneți-mi când spun minciuni. Și el a zis că a fost primit în culise, unii l-au pupat pe gură, toți cu brațe deschise și chiar când mă gândeam să zic, hai că mă nici căcat, a zis, bine, nu chiar toți, sunt unii care nu mă vor, pentru că le este frică că eu sunt cel mai bun din lume, adică deja o dăduse în, na, cum era scenariul. E bine că WWE o să profite de dușmania pe care o au unii pe CM Punk, o, poate că unii de-a lungul clipului v-ați gândit, bă ce față ai, dar m-am trezit, ok? E 10 și ceva dimineața, eu la, la ora asta mă trezesc. Și cam asta este treaba cu CMPA în W va face bani, va face bani. Mai mult ca sigur i-au propus un salariu mai mare decât în EW. Dacă în AEW era plătit cu 4 milioane de dolari pe an, sigur W i-au promis vreo 5. Nu-i problemă de bani pentru W, nici pentru EW. Vor fi bătăi în culise. Băi, eu sper că nu. Adică îl urăști sau nu pe CM Punk, lucru este clar. Face drame sau nu, lumea tot îl știe. Chit că e scandalagiu sau wrestler, pe, chit pentru că lumea îl știe că e scandalios sau pentru ce face în ring, totuși a, ajută. Chestia asta a spus-o și The Great One, cum a fost uh, scăparea sa, ca să zic așa, bombele alea aruncate la conferința de presă după Olau 2022. Nu e bine că se întâmplă așa, dar uite că prinde la public, adică face lumea să vorbească, într-adevăr. Însă, cum a fost acea conferință de presă, știți cum am asociat-o eu? Cum sunt la noi conferințele de presă după meciuri, că mai important e ce zicea antrenorul și câțiva jucători, capitanul, portarul și încă vreo doi atacanți după meci, nu ce s-a întâmplat pe teren. Adică, ok, o dată de două ori o dramă merge sau un circ, dar după aia strică. De asta mulți fani ai fotbalului sunt niște circari și ei se duc la meci doar ca să înjure suporterii din cealaltă echipă și să facă circ, să scrie prostii pe stradă cuie, cu tare, cuie, cu tare, cuie, cu tare, rapid, ciori, becali, ciobani, dinamo, câini, puricoși, desfințați-vă, sper să vă moară familia. Adică ăsta e un pentru că eu nu mai urmăresc fotbal, că sunt acești ultrași fani adevărați. E cam același motiv a început să nu-mi placă în lumea reslingului. Și aici o să ajung la un subiect pe care sper că nu o să jignesc pe nimeni din România. Am văzut pe Instagram că acolo multă lume scapă ca vaca în porumb, ca vacile, ca, cirada de, ca turma de vaci, de vaci în lanul de porumb sau unde vreți voi. Multora uh, le place să facă circ pe internet. Tocmai de asta, tot ce înseamnă social media, media socială, Facebook, Instagram, TikTok s-a stricat și le consider mizerii. Sau nu neapărat mizerii, aplicațiile în sine nu sunt mizerii. Comunitatea ce le folosește e o comunitate mizerabilă. Bazată pe circ și în loc de critică constructivă, ceea ce este absolut benefică, o dau doar în ură gratuită sau free hate pentru cine nu mai știe limba română. Și anume, cum este și în situația asta cu CM Punk, am văzut foarte multe comentarii la posteri de la AEW. Deci ce își vedeau de treaba lor, anunțau meciuri cu tare, cu tare, cu tare ce urmează la Dai Numai și așa mai departe. Spam de comentarii cu gifuri cu CM Punk sau o să dați faliment, nu mai sunteți aceiași fără CM Punk. Eu acum stau și mă gândesc. Au făcut la fel și cu WWE când a debutat CM Punk. Acum nu o să stau să caut pe Instagram postele la WWE de când a debutat CM Punk în AEW. Că nu sunt atât de tâmpit să caut asta. Aș fi putut să caut doar să văd dacă au făcut la fel. Ce nație era oia, Că nu vreau să pară că sunt rasist sau ceva. Dar au ceva în comun. Majoritatea care... Au asemenea posteri, fie sunt fulgușori de nea, fie sunt niște sărăcii de oameni. Cum am uitat și eu de curiositate profilele lor. Și mulți dintre ei, vai de capul meu, la vreo de m-a putut abține și le-am zis, trăiește-ți dracu, fă rost de o viață. Aveau unii numai selfie-uri în oglindă în care chiar arătau și ei degetul de mijloc să fie gangster și au niște grajdăi de aia, gen, uh, cum e la Nicado Avocado, adică, bă, fă dracu ceva cu viața ta cu săbor curând. Nu vreau să fiu rău, dar... Marc și ăștia, că ăsta este termenul pentru un nu pupi în nu care are impresia că tot ce e la wrestling e real și strică farme cu wrestling lui se zice Mark. De exemplu, un Mark și-ar lua abonament la OnlyFans dacă... Și-ar lua abonament pentru OnlyFans-ul lui Sasha Banks, dacă și-ar face. Sau, mă rog, Mercedes Moro, mă o cheamă acum. Sau dacă oricare wrestling și-ar face OnlyFans, Alex, Bliss sau mai ziceți voi care, și-ar face un OnlyFans, imediat și-ar lua abonament. Dacă un wrestler are rivalitate cu altul și îi spune în scenariul său că e un gunoi, pe păi ăsta peste tot ține cu tare e un gunoi, ca -a așa a spus, așa spus ăsta, ăsta a spus că e cel mai... Din... Adică sunt ăia care strică farmecul. Tot ați cești barc și fac spam de gifuri cu CM Punk sau comentarii răutăcioase la IW. Ceea ce nu-mi place, da, și IW a atacat WW de câteva ori. Dar nu așa, nu și-au trimis fanii la atac. Mă rog, nu cred că WWE Dub și-a trimis fanii la atac. Nu o să încep acum să dau în teoria conspirației lui Tony Khan, că și ăsta are câteva, câteva, mai multe țigle pe casă lipsă cu e atac cibernetic, sunt niște boți care ne spamează pe Twitter și peste tot. Bă, sper că nu e rudă cu Felipe Tony Khan. Dar, cum sunt mulți care fac spam în pulea pe pagină la AW, nu știu dacă fac și la... De fapt, nu, pe YouTube nu prea am văzut spamuri. Că m-am uitat la niște segmente mai populare cu punk Și n-am văzut spamuri de astea ca pe... Bine, nu poți să pui gifuri pe YouTube Dar totuși n-am văzut comentarii de tip O să dați faliment, sunteți niște gudoaie Cum am văzut pe Instagram Pe Facebook nu m-am uitat, pe TikTok nu m-am uitat Bine, și pe TikTok e un dezastru ce e acolo Adică e aproape același public pe TikTok și ca pe Instagram Fulgușor de nea peste tot și vițoși Pe YouTube e mai ok, sincer youtube e mult mai ok La capitolul comunitate față de alții. Într-adevăr, și pe YouTube sunt gunoaia care au fani. Numai că mare parte din gunoaiele alea migrează mai mult pe TikTok, că acolo prim mai bine pentru un public mai mizerabil. Nu vreau să fac, pară că fac o discriminare pentru alte platforme, dar mie și mi se pare că YouTube, cel puțin pe parte, comunitate e mult mai ok. Și e haos mai mare în comentarii sau în comunități și așa mai departe pe Instagram și pe TikTok. Suntem ok aici? Nu? Aia Cum credeți voi? Revenim la subiectul nostru cu Marx și ăștia care strică. Ei nu înțeleg un lucru, că atât de proști sunt niște Marx, că un Marx e foarte prost. Și anume, lăsând în pampule așa comentarii, vizionări la reelsurile, că ei nu o comentau doar la poze, comentau și la videoclipurile de pe Instagram. Lăsând, bine mă că primesc acum mesaje, lăsând atâtea comentarii, ei nu știu că ajută algoritmul. Paginii respective, postărilor respective, pentru că părili pe se fac vizionări, pe poze se fac doar comentarii, sunt comentarii și vizionări și ajută foarte mult. Le împinge algoritmul și poate unii care nu știau de IW, că sunt situații în care unii nu știau de IW, se trezește să le apară părilți o postare de la ei. Deci nu este bine ce fac. Dacă tu detești pe cineva, pur și simplu tratează-l cu indiferență indiferența, cum să spun, nebăgarea de seamă este boala proștilor, îi doare cel mai tare. Deci dacă îl consider pe unul prost, hai să, sau chiar e un prost, dar ce obțin îl consider tu un prost, sau vrei tu să rănești pe cineva care ai tu boală pe el, nu-l băga în seamă, simplu, detești un youtuber, nu te uita la el, nu da click pe videoclip, nu intra să-i dai dislike, că ajută. Nu intra să-i lași comentariu în pulea sau comentariu de ură, că ajută. Algoritmul de la YouTube te împinge și pe toate platformele sunt conștienți de un lucru. Ura asta online e benefică. Publicitatea negativă, într-un fel, publicitatea negativă, e benefică. Se strâng comentarii, oameni răspund la comentarii, încep oamenii să certe în comentarii, ajută. Bine, atâta timp când nu se dă în chestii de alea mai rasiste sau mai urâte, mai xenofobe, homofobe, probabil atunci nu te mai ajută, te prinde botul. Dar poți să spui filtre, de exemplu pe YouTube poți să pun filtre să nu mai apară comentarii din alea. Și bineînțeles că eu dau bani pe live-uri când văd limbajul ăsta care distruge algoritmul și nu e frumos să vorbești în halul ăsta în jurături fără rost și așa mai departe. Da, e cam ca o sită mâna mea pe butonul de banat uneori pe comentarii. Dar tot mă consider cam permisiv. Asta e părerea mea. Și cam asta e treaba cu Marc și ăștia, care sunt sigur că făceau la fel. Și acum a legat de plecarea lui Punk din AEW, dacă vă avea mult de suferit. Sigur am mai vorbit despre asta, am mai făcut un video, dar nu mai știu ce am zis în el. Dacă mă repet, îmi pare rău. Nu știu câți l-ați văzut. Puțin, oricum. Legat de plecarea lui Punk în AEW, pierd un număr mare de tricouri vândute și audiență, dar măcar au mai multă liniște în culise. Tocmai de asta, inițial, lumea venea, wrestlerii veneau în AW după ce se terminau contractele sau erau dați afară în WWE. În primul rând, bani, poate chiar mai mulți, pentru că mi se pare și normal. Ok, cât ai avut salariu acolo? 200.000. Ia 250.000 aici. Deci categoric primești mai mulți bani. Al doilea factor ar fi dușmanul dușmanului, ți -e prieten. Te-au dat afară de acolo, te duci la rivali. Și trei la mână, Teorie, ești mai liber acolo, adică îți mai modifici tu personajul pe care l ai cum vrei, ai mai mult acces la. cred că s a numit Creative. Era un joc unde aveai de bifat trei chestii: Creative și încă vreo două beneficii să ai. Da, unii trei ar fi asta de Creative. Adică, diferența ar fi: uite să nu ți se dea un gimmick am pulea de nicăieri de Stardust. Na, cam asta e farmecul cu la E că te lasă un pic să fii mai creativ așa, mai pui de la tine la discursuri și așa mai departe. Și cu tensiunile care erau în culise cu CM Punk, mulți care au boală pe CM Punk n-ar mai fi venit în AEW. Dar acum măcar să sperăm că nu mai sunt bătăi în culise, că probleme de roster nu vor avea. O să le lipsească într-adevăr Big Money Maker-ul, barele făcător de bani, dar să fim serioși. Nu-l mai au pe Punk, dar l-au pe Adam Copeland, adică pe Edge. Am văzut că unii au început să-i să dea cu ură lui Edge, lui Adam Copeland, după ce s-a dus în uh, AEW. De aceea mi se par la fel. Mark și, și n-ar trebui să se uite la wrestling. Deci părerea mea, dacă ești un Mark sau te încadrezi la ce am zis eu, mai bine renunță la wrestling și fă altceva cu viața ta că strici farmecul. Plus că ei au semnat recent cu Will Osprey, care a ieșit wrestlerul anului. Will Osprey, tânăr, are numai meciuri de 5 și 6 stele, adică a avut super meciuri cu Omega în Japonia, dar și la a îndor în dor în AEW și acum aparține de AEW. Și să-l ai pe wrestlerul anului la tine în companie, Asta spune multe. Dovadă cum de niște ani, wrestlerul anului n-a mai fost din WWE, a fost fie din New Japan, fie din alte companii, dar mai mult din New Japan. Că mulți ani cam New Japan nu a fost compania rivală pentru WWE, adică de când s-a terminat cu tna -ul. A plecat AJ Styles, a plecat Hulk Hogan, s-a văzut o moarte lentă da inevitabil a TNA-ului Sau Impact-ului Care a fost mult timp rivalul WWE-ului Iar acum după ce a murit TNA-ul Cam rivalii mari ai WWE au fost New Japan-ul Aveau acolo nume mari Kenny Omega Toți aia japonezii de mi se încurcă limba în gură când le pronunț numele Jericho Care a avut un super match la Wrestle Kingdom Parcă se chema evenimentul la mare Sau Tokyo Dome îmi scapă denumirea. Și acum, Ana, fiind uh, AW tot în Statele Unite, da, cine nu mai vrea să fie în WWE, se duce în AW, că e tot în Statele Unite. Și nu o să dea nici faliment, cum am văzut în niște premise așa în comentarii pe Instagram, că acolo e publicul la mai toxic. Pentru că familia Khan e o familie de șeici, de arab de musulmani, care au foarte mulți bani. Tony, pe lângă EW și Ring of Honor, caz că nu știi ce e Ring of e o altă divizie, că unii au impresia că doar WWE există și atât, alți marchi. Tony Khan mai are o echipă de rugby sau de fotbal american și o echipă de fotbal în Anglia. Nu știu care e, dar știu care. Ziceți voi în comentarii cum se cheamă echipa lui Tony de fotbal din Marea Britanie. Cred că și aș, tocmai de asta a putut să aibă succes în Londra, AEW. Că mulți știau, bă, patronul de la echipa asta, că sigur are suporte din orașul de unde e acea echipă de fotbal. Automat, bă, uite, patronul are și wrestling. Hai să nu uităm și la asta. Uite, mă, patronul aduce și niște... Uite, bă, pe ăsta, hai că aduce și wrestling. Hai, bă, să mergem. Adică e ca și cu becalii și ar face o divizie de wrestling. Cine e fan Steaua, fan Becali, fan FCSB, clar s-ar duce și dacă Becali a niște spectacole de wrestling, box, MMA, UFC, ce vreți voi. Și cam asta este treaba pe termen mediu nu pe termen scurt, pe termen mediu va avea de suferit uh, AEW adică mult cât Punk e proaspăt acum în WWE o să prindă după aia poate nu o să mai fie atât de popular. A și legat de vânzarea de tricouri. Într-adevăr Punk uh, vindea cam cele mai multe tricouri sau nu era pe locul 2, pe locul 1 la tricouri vândute e Cody Cody vinde multe tricouri că s-a mutat de pe AEW pe WWE și fiind nou acolo, automat că a vândut mai multe tricouri. Că lumea deja le cumpărase publicul din uh, AEW. Punk la început, când a venit în AEW, nu era el numărul 1 pe tricouri. Era Denhausen. Deci Denhausen la un moment dat era numărul 1 pe mărci. CM Punk a devenit rece numărul 1 pe vânzarea de tricouri. Cum a devenit el numărul 1 pe vânzarea de tricouri? A scos el o linie nouă de tricouri. În caz că nu știați. Că le-am văzut afișate cam după ce s-a întors în, uh, la Collision. După întoarcerea în Collision a, apărut apăru seria de tricouri. A scos tricouri în care susține comunitatea trans și atunci a crescut și mai mult numărul de tricouri. Pentru că automat toți fanii, toți susținătorii LGBT au cumpărat acele tricouri. și în Punk, Wrestling și așa, i-a prins. Și a mai crescut numărul de vânzări. Calea pe care au apărut când a debutat el în 2021 s-au vândut, adică, ok, ești fan, dar cât ți-și cumpă Și-au cumpărat, și cumpărat 1-2 tricouri, au deja, nu-și cumpără un dulap de tricouri, 1-2, câte, câte să-ți cumperi? marca așa mărși de la un wrestler. Dar oricum, acum o să vândă multe tricouri pentru că fanii WWE vor cumpăra tricouri și va veni un nou val de vânzări și da, o să treacă CM Punk pe locul 1 la vânzări. Tocmai de asta Roman Reigns nu mai este pe primul loc la mărci vândut că e deja vârful lor top, mega starul lor e niște ani și lumea deja a cumpărat. Chit că mai faci o serie nouă de tricouri, marcă nouă ceva, tot nu o să cumpere toată lumea. Cumpără un număr așa, da, e ceva nou, o să vină un val nou, dar nu să fie la fel ca atunci când ai redebutat, re te-ai recreat. Sper că am lămurit toate treburile. Deci, AW nu va da faliment, e pierdere, dar și câștig pentru ei, adică plecând Punk, care era nume mare, măcar acum s-a făcut un loc pentru alți oameni care n-au boală pe el și nu stau altercații, unii au motive să-l deteste pe Punk, alții poate nu au, poate chiar sunt geloși, deși Punk e mai mult gelos că n-a avut momentan main eventul ul său la WrestleMania. Dar probabil o să-l aibă. Și da, Punk este arogant și este un pic ipocrit. Nu este nici el ușă de biserică din moment ce îți reface tonican, îți face un uh, show separat, ajungi la cel mai mare eveniment al lor și fix la când se înceapă cel mai mare eveniment al lor, de, de până atunci Oli nu cu 60-70 de mii de oameni ți au fost în culise, adică tot în tribune, adică știi, Dita mai wembley la eveniment special de 100 de ani de Wembley, adică nu e pistol cu apă, nu e un show la sala polivalentă în București. Tu ai altercație, putea măcar să fie abținut până după după meciul său sau să se termine show. -ul. Adică fix, pentru ce nu știe, Panca a mai avut o altercație la all -in, fix înainte să intre în ring. Să aibă intrarea. A avut altercație cu Jack Perry, că în pre-show sau cum se cheamă, Mă rog, înainte de show ăștia au avut o contradicție sau contrazis. Jack Perry voia să se bată pe sticlă reală. Punk a zis, nu te bate pe sticlă reală, că te rănește și în direct. Și până la urmă, Jack Perry a avut un moment pe sticlă reală, pe parbrizul unei mașini, și a zis, ia uite aici, sticlă reală, Cry Me Raven. E o piesă, Cry Me even, în loc de River, adică râu. Și de la asta s-au luat la bătaie. Așadar, mulțumiți lui Jack Perry că a venit în WWE, WWE. Îi mulțumiți lui Tony Khan că l-a comis pe punk să se întoarcă în wrestling și acum lui Jack Perry că l-a făcut pe punk să facă o prostie ca să fie dat afară Tony Khan. Și da, s-a victimizat un pic Tony Khan când a spus că viața lui a fost în pericol. Dar în momentul în care unul din angajații tăi îți bagă mâna în gât sau e pe punctul să lovească, Plus că Tony Khan nici nu e malac precum Tripolegi. Sau chiar și vins. Puii mei vins, a băgat la steroizi, știe să dea cu pumnul. Tony Khan e măruțel așa, adică... Îl putea face căcat. Deci da, băcar acum o să fie liniște în vestiarele AEW și e loc pentru oameni noi. Plus că Punk, deși era face, caracterul său face-ai că băiat bun, după revenirea la Collision, publicul era împărțit. Încă de la primul episod de la Collision până la All In nu mai era aplaudat de toată lumea. Deja era huiduit de jumate din public. În Chicago nu. În Chicago niciun caz punk va fi huiduit vreodată că el de acolo e. Cum de orice echipă. Adică mâine să zice că joacă Barcelona cu Steaua sau FCSB un Ghencea. Automat că deși e Barcelona sau Real sau vreo echipă mare suporterii din ce vor susține în continuare steaua echipa lor. Așa și. Sau românii care sunt în. cum se cheamă? În Barcelona și vine steaua și joacă acolo. Automat că ei vor susține tot steaua echipa lor, nu Barcelona unde locuiesc ei. Doar. Ați prins voi ideea. Deci, fiind la el în oraș, automat că publicul susține. Dar după aceea, de la al doilea episod de Collision până la Olin, a fost huiduit destul de tare. Punk când se bătea cu băieți răi, care rolul lor e să fie huiduiți, ceea ce, ceea ce spune multe în situație, era și Roman înainte să se facă heal. adică el tot au încercat lui să-l facă face și până la urmă a ajuns, îl huiduia lumea loc să-l aplaude, dar până la urmă s-a făcut heal. Și sincer, poate dacă îl făceau pe Punk Hill, de la revenirea sa după suspendare, după prima suspendare, poate ar fi fost mai bine un heel turn aș fi zis că ar fi fost bun. Dar asta e, viața merge înainte. Ce mi se pare mie că fac acum suporterii, fanii Mark și WWE, sunt exact ca și cum unul pe care nu-l suporți, ești acum cu fosta lui. Pe ce rezolvă? La în mod normal se bucură. Dacă el i-a dat papucii cum Decan l-a concediat pe ăsta pe punk, e ca și cum unul vine și îmi face în ciudă, uite bă că sunt cu fost tata și ta eu ce să zic, bă, mănânc un sandwich, vei firmiturile? Nu, de ce? pe păi cam același lucru e, primești resturi. Cam ceva de genul ar fi, adică, da, o să regrete probabil AW că a ajutat la rating și ci că e un mare de ăsta patron de cum e USA Network sau Foxu, unde au ăștia transmisiunile, WWE, așa era unul care ar fi vrut să facă un contract mare cu AW că e fan punk, Că de-aia și-a și zis, oată, punk, billion feel, biliardarul fil puii mei. Acum, nu știu dacă uh, e adevărată treaba asta sau era doar un zvon. Sau dacă omul ăla mai este fan CM Punk după câte altercații a avut. Dar să sperăm că un om mai ajuns la o vârstă nu este un Mark. Bă, atât... Merita cu CM punk să fie huiduit bine că nu cine e fanul lui să se uite la, EW, la WWE în continuare. Măcar acum, o da, o să facă probabil o tranziție și mai mare. Unii o să renunțe să se uite la EW, mă rog, au renunțat deja să se uite la EW pentru că nu mai e punk. Că unii s-au apucat să se uite la IW pentru punk. Și probabil nu o să se mai uite la EW că l-au pe punk la WWE. Dar probabil alții care sunt conștienti de lucruri și anume nu este el top starul wrestling-ului în ziua de azi și nici nu o să mai fie pentru că i-a trecut vremea, e deja, cum să spun, punk e ca și Ronaldo. Bun, multă nostalgie, multe victorii în palmares, dar deja s-a dus la arabi pentru finalul de carieră. așa și punk, probabil, maxim 5 ani îi dau, adică nu cred eu că o să se mai lupte la 50 de ani. Singurul pe care l-am văzut să se lupte cât de cât ok la o vârstă înaintată ar fi Sting. Are vreo 65 de ani și încă se bate, numai că nu are meciuri 1 la 1 de jumătate de oră, are mai mult meciuri la echipe, adică e pus cum trebuie, dar măcar are niște segmente în care se aruncă de pe scenă, adică e nebun Sting. E conștient că, adică sigur realizează că e bătrân, dar măcar, ce o zice, mai am, am mai puțin de un an și mă retrag, ai, dau tot ce am mai bun în mine, ai, oricum mă retrag. Dacă mă accidentez, e. Și da, ceea ce e de apreciat la Sting, față de Undertaker. La o vârstă mai înaintată s-a retras că a dus-o mai bine. Chit că a avut accidentarea oribilă în 2015 și un oribil palmares în WWE, că -du două meciuri, nu, trei meciuri, două pierdute, că a avut o victorie la un rom împotriva lui Big Show. Da, ce să zic, Sting chiar ești o legendă dar nu despre Sting e vorba. Mă rog, e vorba despre wrestling. Nu știu cât am pălăvrăgit, nu o să tai nimic, că n-am timp să editez asta. Cât am? 35 de minute. Postez ăsta direct acum, că trebuie să plec la Și Numai când să-l postez, că o să fiu plecat în mini-vacanța de 1 decembrie. Așadar, dacă aveți planul de mini-vacanța de 1 decembrie, ia scrieți-le în comentarii. Eu poate vă pregătesc un vlog. Sau poate o să-mi fie lene. Nu știu, vedem. Cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Ne vom auzi data viitoare și să vedem ce o se mai întâmple. Oricum, AW cum de s-a descurcat înainte de debutul lui Punk, în timpul suspendării lui Punk și după, de, și după concederea lui Punk, automat o, o, să fie ok. Da, am văzut că de-a lungul anului, ca de încheiere, anul a fost așa. A urcat WW, pac a venit cu ceva AW. A dus-o bine un pic EW, pac, a aruncat o bombă WW. Merg ce merg, pac, încă o bombă de la IW. Într-adevăr, în continuare, W vinde mai multe bilete și au ratinguri mai mari. Dar IW se ține bine. Adică, într-adevăr, nu sunt la nivelul de Barcelona cu Real. Să fie clar. Dar IW ar fi cum ar fi echipa de pe locul 3, na, ar fi, ziceți voi, cam care e și a echipa pe locul 3 în Spania. Atletico Bilbao, Sevilla sau care, ziceți voi, știți mai bine fotbal decât mine. Cam atât, pe data viitoare, scrieți în comentarii dacă ați ajuns până aici, părerea voastră despre tot ce se întâmplă cu CM Punk. Vă aștept și nu, arunca, și nu vă comportați ca niște marși, că poate vă șterg comentariile. Glumesc! vă las să vadă lumea că sunteți niște marși pentru ăștia care sunteți marc. Ciao, les.